între 9 și 10 aprilie dimineața, cei care s-au născut în zodia Taurului vor beneficia de virtuțile lunii în tranzit prin zodia Racului. Așadar, discreție, sensibilitate, atenție la detaliu, bună capacitate de a memora, prudență în afirmații și o destul de mică disponibilitate în a răspunde la provocări, la dialog, la conversație, la afirmare într-un spațiu public. Unii chiar vor avea un soi de trac sau se vor purta cu o timiditate care trădează, de fapt, imposibilitatea lor de a se integra armonic într-un context. Ședință, conferință, congres, comunicare. Înseamnă că acolo sunt și oameni care nu-l plac sau pe care el nu-i admiră și în care nu are încredere, că se discută lucruri dificile și el nu este deloc în formă sau este chiar foarte lămurit cu ceea ce se petrece acolo, dar nu dorește să spună cu voce tare opinia lui, părerea lui, sentimentele lui și nici chiar deciziile. De exemplu, dacă ar fi vorba de un vot, de o consultare, nu o face cu inima largă. Între 10 aprilie, după ora 7 dimineața și 12 aprilie, după amiaza, probleme legate de casă. E nevoie de o mână fermă, e nevoie de energie. Taurii se pot mobiliza să devină eficienți, harnici, puternici. Se înarmează și cu răbdare lăuntrică, în așa fel încât o serie de inconveniente să nu îl dea peste cap și să nu îl destabilizeze, să-l facă să renunțe sau să-și schimbe planul. Între 12 aprilie, după ora 17 și 14 aprilie, viața sentimentală ar trebui să fie echilibrată, normală, profitabilă, în sensul că toată lumea se simte bine, are încredere în cei apropiați, părinții în copii, apoi e vorba de cei dragi. Este un moment bun pentru o serie de activități care presupun disciplină, metodă și răbdare în abordarea unor chestiuni pedagogice, dar și de creație artistică, dacă avem de-a face cu persoane care desfășoară activități din acest domeniu. Teoretic, sectorul casei întâi este traversat de două planete, Mercur și Uranus. Mercur va intra în ziua de 11 aprilie, va sta destul de mult, 2 luni, până în iunie, și le va da acestor nativi foarte multe idei, gânduri, pe care le vor accepta, le vor îmbrățișa, în numele cărora se vor pune pe treabă, apoi se vor răzgândi, se vor destabiliza, se vor amărâ, văzând că unele lucruri nu ies sau ei nu au procedat corect, apoi vor încerca să refacă un traseu și tot așa. Spun aceste lucruri pentru că în luna mai, Mercur va cunoaște o retrogradare semnificativă în chiar zodia Taurului. Dar, dincolo de această retrogradare, Mercur și Uranus, care sunt o pereche, ce acționează la nivelul gândirii, Uranus fiind octava superioară a lui Mercur, le va da celor născuți în zodia Taurului foarte multă inițiativă practică, dorință de schimbare în plan practic sau cu rezultate practice. Pentru viața sentimentală va fi vorba de un ecou tot pragmatic, adică să știe foarte clar pe ce se bazează, ce le aduce o persoană și o relație sentimentală, dacă ea este convenabilă pentru întreaga biografie sau cariera lor, o cântăresc ca pe un bun material, nu ca pe un bun sufletesc. Dar este și aceasta o atitudine, în final, rezonabilă și, în final, greu de inhibat atunci când este vorba de un taur. Nu poți să-i ceri unui taur, care este o persoană tandrăduioasă, ba chiar și focoasă în prima parte a vieții, să fie în momentele esențiale și rezonabil, să fie cu picioarele pe pământ și să nu se lase dus de vocea demenitoare a cine știe cărei sirene sau mai multor sirene și așa mai departe. În ziua de 15 aprilie, luna se va afla în casa a șasea sănătății. Este adevărat că se pregătește de postura de lună plină și în felul acesta cam solicită axa celor două case ale sănătății.
Va fi vorba de multe oscilații, de schimbări ale stării de spirit, ale disponibilității trupului de a face față la efort. Momente de enervare, de stres, de încortare, va poate chiar și de o anume reacție obtuză, disproporționată față de provocările minore ale momentului. Oameni care li se adresează cum nu trebuie, le fac propuneri inoportune și așa mai departe, le încurcă viața. Și din acest punct de vedere, taurii nu sunt nici răbdători, nici înțelepți și pe fondul viitoarei, apropiatei și viitoarei luni pline în balanță, se vor enerva și vor rosti tot felul de cuvinte. Apoi o să le pară rău, își vor cere scuze, tot pe ideea acestei contrabalansări. În afara lui Mercur, care intră, cum spuneam, pe 11 aprilie, în casa 1, pe harta cerului celor născuți în zodia Taurului, se mai petrece încă un eveniment, și anume intrarea în zodia Peștilor a planetei Marte. Evenimentul va avea loc în ziua de 15 aprilie, va dura acest tranzit până pe 25 mai și va influența relațiile de prietenie. Deocamdată, acolo e minunea de pe lume. Jupiter, Neptun și Venus, intră și Marte, povești de prietenie care vor fi căptușite, dublate de o implicare afectivă, de sentimente intense, dragoste, prețuire, atașament. Uneori lucrurile se vor amesteca și de la prietenie se poate aluneca spre o poveste sentimentală, spre o reconfigurare a relației de până atunci. Ea începe să funcționeze pe baza altor coordonate. Nu mai suntem prieteni pentru că ne respectăm și ne prețuim, suntem prieteni pentru că ne iubim. Și metamorfoza de la prietenie la dragoste nu este un lucru nou. Este însă interesantă pentru că vine pe baza unei cunoașteri reale. Cea petrecută în perioada când s-au cunoscut fără niciun fel de emoție și de atracție. Când concluziile la care au ajuns nu au fost viciate de, cum se zice, fluturi în stomac sau de alți fluturi, de la cap, o impresie deformată, subiectivă, un coup de foudre care i-ar fi făcut să nu vadă defectele. Nu! Ei vin în această poveste de dragoste și unul și celălalt destul de consolidați și de lămuriți și ce vor de la acel partener și ce poate să le ofere acela și câtă logică, cât rost în destinul lor va avea această recalibrare a lor în virtutea altor trăiri. În ziua de 15 aprilie, luna neagră va intra în zodia Racului și până pe 8 ianuarie 2023 va sta în casa comunicării. Sigur că prima interpretare este că oamenii nu o să se înțeleagă de vorbă bună cu destul de multe alte persoane. Tot felul de ciondăneli, de discrepanțe, de fraze anapoda, de conflicte. Dar lucrul cel mai important care se conturează acum, mi se pare a fi cel legat de educație, învățătură, formare profesională, aspirații individuale legate de tot ceea ce poate să ofere școala, facultatea, masteratul, și ne oprim aici. Mai departe e logica casei a noua să opereze. Într-o astfel de etapă ne gândim la cei tineri, mai tineri, adolescenți, în formare și în dezvoltare. Și aici lucrurile nu sunt bune, copiii și tinerii vor avea o dată, măcar, sau de mai multe ori, tot felul de reacții de dezgust, de respingere, de revoltă față de niște metode pedagogice, măsuri luate la școală, inițiative oficiale, față de presiunea sau dorința părinților de a face ori de a nu face un anume lucru. Școală, repetiții, meditații, exerciții într-un anume fel. Important este că unii copii vor dori să facă sport și părinții o să intervină și o să spună las-o mai moale cu exercițiile sportive, concentrează-te pe învățătură. Alții vor proceda exact invers. Mai sunt și momentele nefericite care se vor asocia mai ales în timpul verii cu examenele esențiale, cum ar fi
bacalaureatul, admiterea la facultate, la limită chiar și intrarea la liceu. Aici vor intra în joc mulți, mulți alți factori. Identificarea unor aspirații, unor idealuri, dorințe, necunoaștere de sine, abandon școlar, atitudini care nu sunt deloc corecte și utile, cum ar fi lenea, chiulul, minciuna, dedublarea, spune că se duce la meditație și merge pe maidan la fotbal, etc. Lucruri care alterează relația de familie, dar în principal până la relația de familie care se mai poate repara, este propria lui relație cu școala, cu timpul, cu învățătura. La un moment dat, toate aceste derapaje se vor aduna și se vor concretiza niște rezultate deloc, deloc mulțumitoare, utile. S-ar putea ca notele mici să le bareze accesul la o formă de învățământ superior și așa mai departe.